din 115 voturi, 75% s-au dus către Jin, sau Jin, virtuozul, cu Z. Jin este un psihopat meticulos pentru care crima înseamnă artă. Multă vreme a fost ținut prizonier într-o temniță ioniană, dar în cele din urmă a fost eliberat de câțiva membri din Consiliul Conducător al Ioniei și a ajuns să lucreze ca asasin pentru acest grup secret. Folosindu-și arma pe post de pensulă, Jin creează tablouri de o brutalitate sublimă spre groaza victimelor și a celor din jur. Îi face o plăcere crudă să pună în scenă spectacole macabre, fiind astfel unealta perfectă pentru a transmite cel mai puternic mesaj, teroarea. Ani întregi, munții din sudul Ioniei au fost terorizați de un monstru supranumit Demonul de Aur. Acesta cutreiera provinciile Ziun, măcelărind călătorii cu zecile, decimând uneori sate întregi și lăsând în urmă doar cadavre aranjate grotesc. Trupe înarmate au scotocit pădurile, orașele au tocmit vânători de demoni, maestrii Wuju au patrulat drumurile, însă nimic nu a putut pune capăt ravagiilor bestiei. Cuprinși de disperare, membrii Consiliului din Ziun au trimis un sol la marele maestru Kusho pentru a-i cere ajutorul. Auzind de năpasta care se abătuse asupra provinciei, Kusho le-a răspuns că nu le poate oferi niciun sprijin. O săptămână mai târziu, însă maestrul împreună cu fiul lui Shen și cel mai talentat ucenic al său Zed s-au deghizat în negustori și au pornit spre Ziun. Odată ajunși acolo, au vizitat în secret nenumărate familii cărora monstrul le răpise oamenii dragi. Au cercetat îndeaproape scenele îngrozitoare ale crimelor și au căutat detalii și tipare care să lege între ele asasinatele. Cercetările celor trei au durat 4 ani lungi și și-au lăsat amprenta asupra lor pentru totdeauna. Faimoasele plete roșcate ale lui Kusho au încărunțit. Shen, cunoscut pentru glumele lui istețe și plin de umor, a devenit sobru, iar Zed, cel mai talentat ucenic din templul Kusho, a început să aibă probleme cu studiile. Când marele maestru a înțeles în sfârșit tiparul care lega între ele asasinatele, se spune că a rostit următoarele vorbe: binele și răul nu sunt adevăruri, se nasc în inimile oamenilor, iar fiecare le vede altfel. Cea de-a șaptea și ultima faptă măreață a lordului Kusho, capturarea demonului de aur, a fost descrisă într-o mulțime de piese și poeme epice. În ajunul festivalului florilor, din trecătoarea Jiwom, Kusho s-a deghizat într-un caligraf renumit ca să treacă neobservat printre ceilalți artiști invitați. Apoi a așteptat. Toți ceilalți credeau că doar un spirit malefic ar fi fost în stare să comită asemenea crime îngrozitoare, însă Kusho știa că ucigașul era un om obișnuit. Temutul Demon de Aur era un simplu asistent de scenă care călătorea alături de teatrele ambulante din provincie. Își spunea Kada Jin. Când l-au colțit pe Jin, tânărul Zed s-a repezit să-l ucidă, însă Kusho l-a oprit. În ciuda faptelor înfiorătoare de care Jin se făcea vinovat, legendarul maestru a hotărât că ucigașul să fie prins și întemnițat în închisoarea Tula. Shen nu a fost de acord, însă a acceptat logica glacială a tatălui său. Zed, tulburat peste măsură de scenele îngrozitoare pe care le văzuse și care încă îi bântuia amintirea, nu a putut înțelege mila maestrului său și nici nu a acceptat-o. Se spune că atunci i-au încolțit în inimă primele resentimente. În toți anii pe care a petrecut închis în Tula, Kada Jin a lăsat impresia unui om politicos, timid și scump la vorbă. Numele lui adevărat era un mister. Călugării care l-aveau în custodie i-au remarcat inteligența și talentul pentru fierărit, poezie și dans. Cu toate acestea, nici gărzile, nici călugării n-au reușit să-l vindece de interesele sale morbide. Dincolo de zidurile închisorii, Ionia a devenit tot mai instabilă politic și în urma invaziei Imperiului Noxian, puțin câte puțin războiul a trezit pofta de sânge a unei națiuni odinioară pașnice. Pacea și echilibrul pentru care Kusho luptase atâția ani au fost struncinate din interior, iar la putere au ajuns oamenii cu suflete negre care au format alianțe secrete ce luptă pentru supremație. Mânat de dorința de a se opune puterii luptătorilor ninja și Wuju, un cerc dinăuntru Consiliului Conducător al Ioniei a conspirat cu scopul de a-l elibera pe Jin în secret și a-l transforma într-o unealtă a terorii. Liber să-și aleagă arme din arsenalul Kashuri și beneficiind de fonduri nelimitate, Kada Jin este liber acum să pună în scenă spectacole tot mai grandioase. Operele lui au sădit groaza în sufletele multor demnitari străini și în cercurile obscure ale politicii ioniene. Dar cât de mult poate îndura să lucreze din umbre un criminal în serie care tânjește după atenție? Și așa, Jin a devenit Jin. Pentru cine este interesat și mai vrea să citească chestii despre Jin, îi aici un mini-story cu bărbatul cu bastonul de oțel, ceva poveste despre Jin.
Nu o să o fac pentru că nu e povestea principală, e un short story, dar dacă vreți să o citiți, o să-i dau așa scroll încet și na, pui pauză, citești, dai drumul la videoclip, pui pauză, citești și tot așa. Poate ești interesat de Gin și îți place. Nu știu. Îi puțin de lungă. Și cu dialoguri, probabil ceva fapte nu prea faine de ale lui Gin.